Deși pare greu de crezut, la munte există un cartier doar pentru o jumătate de an. Este cel al rulotelor de pe Valea Cerbului din Bușteni. Peste 150 de turiști din toată țara s-au mutat primăvara la poalele bucegilor, iar acum încă se bucură de avantajele traiului în mijlocul naturii. Au improvizat mici bucătării și gătesc la foc de lemne. Apau din belșug, din râu. Bătăi, da, și cu robinet, uite, cu geam. Pălați vasele? Da, și se încălzește și la soare. Da. Și apa e caldă? Apa e caldă, da. Și aici avem plita, cum s-ar zice la noi, unde gătim, facem mâncare. Bă, că aveți și lemne depozitate? Avem lemne, stăm pe băncuță și aici facem mâncare. Când plouă, stăm că e umbrelă și nu avem probleme și iese o mâncare nemaipomenită. La lemne, cu apa asta dă izvor foarte bună. Păi aici e mai plăcut, că la bloc, dacă faci focul la aragaz, înnebunește acolo și se face și fum. Aici e și gustoase, că sunt mult mai gustoase făcute la jar, la lemn. Da, și avem produse pentru toată iarna, ecologice. Oamenii spun că vacanța prelungită pe Valea Cerbului este și foarte rentabilă. S-au scos de la întreținere și reușesc să mai facă și ceva economii. Nu mai plătesc apa, curentul electric sau gazele de la bloc. De exemplu, doamna Maria spune că nimic nu se compară cu apa rece din râu atunci când vine vorba de clătitul rufelor. Parcă ar fi dero, să știți. Super! Se spală mult mai bine în apă. Mult mai bine decât detergenția de la magazin. Avem aparat de radio, avem aici lumină, avem ceas, avem termometru să vedem cum... Uitați și aici! Avem dimineața când luăm medicamentele să luăm câte un covrig. Avem de toate, să știți. E și mai rentabil decât... E mai rentabil, să știți. E rentabil pentru că e economie. Foarte, ne-am scos de la întreținere și în pensionare, adică se merită să vii pe Valea Prahovei, aici, la Valea Cerbului. Facem ceva economie. Cam cât scutiți? Așa, păi, să zicem 2 milioane, 2 milioane jumate, așa. Da. Păi aici, dacă facem aprovizionarea și facem... De persoană? Da. Ce să vă spun, ne aprovizionăm, mergem jos în Bușteni, luăm carne, luăm, băgăm la congelator, la frigider și ne ajunge pentru săptămâna de zile. Și pe urmă, săptămâna viitoare, iarăși plecăm și iarăși tot așa. Prețul unei rulote pornește de la 2.000 de euro și ajunge chiar și la 10.000 de euro în funcție de dotări. În plus, cei care vor să încerce această experiență pot închiria o rulotă cu prețul de 15 euro pe zi. Pe Valea Cerbului, camparea costă 10 lei pe zi, însă turiștii care stau o jumătate de an beneficiază de reducere.